7 autospeciale și 17 scafandrii. Am ajuns la fața locului, am făcut o recunoaștere. Din ultimele informații pe care le avem, se știe că în capul digului a fost văzut ultima dată. O să facem o căutare în jurul digului. Trebuie să ținem cont de curentul de fund și valurile care sunt foarte mari pentru a putea fi în siguranță.